Este un profesionist desăvârșit, un coleg și prieten de încredere și cred cu tărie că împreună vom reuși să continuăm dezvoltarea județului nostru drag. Prin urmare, propunerea noastră și a Consiliului Politic Național pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, nominalizarea și validarea prin votul dumneavoastră este domnul senator Trufin Lucian. Am să vă rog, domnule prim-vicepreședinte, sau președinte executiv, domnule Lucian Trufin, domnule primar Cosmin Andrei, să vă apropiați. Și dacă îmi permiteți să mai spun eu câteva cuvinte și apoi aveți cuvântul. Doamnă președinte, doamna Elena Fedorovici, domnule ministru Marius Budăi, domnule primar Cosmin Andrei, distinse colege, distinși colegi primari, parlamentari, viceprimari, președinți de organizații, candidați, vă mulțumesc. Încep prin a vă mulțumi și a vă spune că stau și simt acum în fața dumneavoastră, simt o mare responsabilitate și în același timp o recunoștință. Vreau să vă spun că sunt onorat, simt că apasă pe umerii mei o mare responsabilitate, dar în același timp vreau să vă asigur că știu la ce muncă mă angajez. Oricât de mult m-aș fi pregătit pentru acest moment, vă spun că simt un amestec de emoții, emoții care sunt constructive și vreau să vă spun un lucru. Pe cât de ușor poate ar părea, îmi dau seama cât de complicat este. Și o să vă spun de ce este ușor. Este ușor pentru că vin și fac parte din cea mai puternică organizație, din cel mai puternic partid din județul Botoșani. Partidul Social Democrat. Este ușor... Este ușor pentru că am crescut în acest partid. Acum 20 de ani am acces pe funcția de viceprimar a Comunei Vlăsineș. Ușor, ușor am obținut 3 mandate de primar de pe lista Partidului Social Democrat, după care am avut onoarea să fiu senator tot de pe lista acestui partid. Sunt 20 de ani de muncă în echipă, atât în administrația publică locală, cât și centrală. Sunt 20 de ani de a învăța politică, sunt 20 de ani de muncă care au în spate o colaborare bună cu fiecare dintre dumneavoastră. Eu văd județul ca pe un puzzle cu 78 de piese. Fiecare piesă este extrem de importantă pentru că dacă nu funcționează și fiecare piesă, județul Botoșani cu siguranță rămâne în urmă. 78 de administrații publice locale care iată astăzi sunt reprezentate prin peste 60 de primari. 60 de primari sunt aici în sală, colegii noștri, oameni responsabili, oameni și vreau să spun, de la mulți dintre dumneavoastră am învățat, mulți dintre dumneavoastră ați fost repere pentru mine, mulți dintre dumneavoastră m-ați corectat, mulți dintre dumneavoastră mi-ați dat energia și puterea să continui și asta este ușor. Pentru mine este ușor, dar complicat este pentru că vin după omul Doina Fedorovici. Urmez după președintele, cel mai puternic președinte al Consiliului Județean, Botoșani. Omul care trebuie să o spunem și o spun încep să o recunoască și contracandidații, că am intrat în campania electorală. Omul care
a dezvoltat cel mai mult județul Botoșani. Omul care a dus cele mai multe investiții. Dar cred că cel mai important pentru dumneavoastră, pentru noi și pentru întreg județul este omul care, din punct de vedere a calității umane, este greu de egalat pentru toți de aici. Pentru toți ne întrebăm de unde atâta răbdare să asculți pe fiecare, de unde atâta putere să îl rezolvi pe fiecare și de unde atâta înțelepciune să dai de la tine pentru fiecare dintre noi. Și pentru asta, doamnă președinte, este complicat, dar în același timp ușor și vreau să vă mulțumesc. Cred că în campania noastră foarte important este să spunem că va fi o preluare de ștafetă ridicată sus de doamna președinte împreună cu echipa, dar e o preluare lină, dar la o viteză accelerată. Nu vom pierde nici o zi, nici o oră, nici o secundă pentru a continua proiectele pe care președintele Consiliului Județean Elena Federovici, doina Elena Federovici, le implementează și la care sunt multe cereri de finanțare depuse și sunt în curs de implementare. Sunt multe de spus. Eu nu pot decât să vă mulțumesc. Atât cât mă știți și cum mă știți, sunt PSD-ist, rămân PSD-ist, dar cel mai important este cunosc județul Botoșani. Știu problemele botoșenilor și împreună cu dumneavoastră vom continua dezvoltarea județului Botoșan și a lucrurilor bune, cum spunea domnul ministru. Închei, cred că mi-a spus mai multe lucruri, mi-aș dori să spun mai multe lucruri, dar vă dați seama că am emoții. Închei prin a vă mulțumi dumneavoastră, dragi colegi primari, viceprimari, președinți de organizație, prin a ne dori succes. Urmează 2 luni de muncă, dar noi suntem obișnuiți cu muncă, urmează 2 luni de acțiune în județ, pentru că pe noi asta ne reprezintă și faptul că la masa aceasta sunt peste 60 de primari ne arată că măsurile și deciziile luate de conducere au fost cele mai bune. Le spun și eu bine ați venit colegilor primari care au ales să ne deschidă ușa din exterior spre interior, este mare lucru. La bine întotdeauna se vine, de la rău se pleacă. Noi avem atâta treabă încât și o să avem atât de multe întâlniri în teritoriu încât contracandidații noștri nici măcar, cred că sunt convins, că nu o să aibă atâtea organizații cât noi primari avem în funcție. Închei prin a mulțumi dumneavoastră, prin a mulțumi domnului ministru Marius Budeș, la care am avut multe de învățat, prin a-i mulțumi doamnei președinte pentru exemplu pe care mi-l dă, sunteți un reper pentru mine, doamnă, și dacă dumneavoastră ați folosit cuvântul prieten, pe mine mă obligă, mă onorează și mă responsabilizează. Mulțumesc!